Salutare prieteni, vreau să vă arăt acest cuib din 14 a 4-a, nu, 19 a 4-a. Astăzi suntem în data de 14, deci în 19 vor avea o lună. Când au fost micuți, am observat că pe unul l-a ciupit de ureche. De obicei, când curăță, există posibilitatea să-i muște urechea sau piciorușele. Și vreau să vă arăt un iepuraș într-o ureche. Hai să-l găsim prima dată. Hopa! Să vedem unde-i. De obicei se ascunde. Uite, l-am găsit. Acesta este urechea stângă. Deci este doar într-o ureche. Așa, ca să vedeți. Vedeți acolo că e lipsă. A fost retezată chiar de la... Trebuie să nu pice, bă, individule. Chiar de la canalul auditiv. Și este iepuraș într-o ureche. Este simpatic, bine hrănit, mănâncă și el. Acum nu-i foarte excelent, sunt 9 bucăți. M-am pus să fac curat în cuib și i-am băgat aici. Și astfel i-am pus la mămica niște granule să mănânce pentru vitamine. De obicei eu nu le dau numai pentru vitaminizare la mame, pentru ca să fie bio. Și nu știu cât bio e în granule, pentru că nu eu le produc. Și arată acolo o grămadă de vitamine pe etichetă. Să și vă arăt. Așa am ajuns. Nutreți granulat pentru iepuri, numai cu scop furajer. Și aici, dacă vedeți, substanță uscată, proteină brută, grăsime, celuloză, așa, o grămadă scrie, și aici vitamina, miligrame, și se pare că la fiecare scrie câte ceva. Deci, nu știu cât e de natural, bio, de aceea mă bucur că arată acolo tot felul de vitamine și grăsime și așa mai departe. Asta e doar pentru a se întrăma mămicile și înainte de fătare și după fătare, pentru că consumă multe vitamine pentru pui. Și după fătare pierde mult sânge și trebuie să se întrămeze, și în timp ce alăptează, până la o lună de zile, e bine să le dați cam 2 mese pe săptămână. Dozajul este de 2 capace de spray la o masă. Și atunci, dacă le dați miercuri și sâmbătă, deci de 2 ori pe săptămână, e suficient doar ca să se întrămeze. Dar acesta este scopul meu personal, ca să-i cresc bio. Vă mulțumesc pentru atenție. Cam atât cu acest video. La revedere!